Bună! Am revenit cu un nou proiect și anume, astăzi punem murături. Glumesc. Nu punem murături. Vom face niște borcane decorative pentru lumânări. Avem aici două borcane, unul mai mic, unul mai mare. Lumânări și sfoară pe care o vom lipi și vom face practic un suport de agățat sau pur și simplu decorativ pentru borcane. De ce avem nevoie? Un borcan, sfoară, o foarfecă, un spray pentru a putea vopsi capacele. Două lumânări și lipici. Și pistolul de lipici cu care vom lipi sfoara. Vom tăia 8 bucăți. Mie îmi dai pe prânz. Cam atât de lungi. Să aibă aproximativ un metru și dacă e nevoie mai tem din ele la final. Una. Ține tu de partea aia, de capătul ăla. Uite, apucă și de asta tot acolo. Și ține-le împreună. Trage de el. Trage. Noroc că te am pe tine aici să mă ajuți. Două. Bine că te am pe tine. Și 8. Gata, avem 8 de astea lungi. Punem borcanul invers și acum începe procesul de lipire. Îmi dai câte una pe rând, te rog, da? Și lipim din centrul borcanului. Încercăm să facem ca un ceas. Mai întâi lipim un capăt de centrul borcanului. Îți pregătesc așa și următoarea, așa. Și mai avem încă 4. Suflă. Și mai avem o lipitură și după aia începem să facem niște noduri. Acum facem un nod, uite așa. Trage pe dedesubt și facem un nod aici. Așa. Și mai facem încă un... E prea complicat. Asta o duc aici și o trag. Există varianta să lipim nodurile pe sticlă sau să le lăsăm pur și simplu să plutească și se creează ca o haină. Hai că de aici o să fie mai ușor, pentru că le legăm între ele, ok? Uite, vezi? Mai facem încă un nod. Și continuăm cu nodurile până la partea superioară a borcanului. Ce pui în borcan? Știi ce? Jucării mici. Jucării mici? Da, ca să nu le pierd. Că știi că pierd jucăriile mici. Puteți folosi și o sfoară mai grosuță, dacă vreți un efect mai plin. Uite ce drăguț arată împletit. Da, așa a ieșit împletitura noastră. Acum putem să le legăm. Și putem să-l și atârnăm. Dacă nu vreți să-l atârnați undeva, lipiți nodurile în partea de sus a borcanului și va arăta așa. Drăguț și așa, nu? Dar mie mi se pare o idee bună să-l și atârnăm. Putem pune și niște flori aici, ce părere? Da, aici. Niște apă și niște flori, să-l vedea super drăguț. Și putem vopsi și capacul. Wow! Ce frumos arată! Lăsăm un pic să se usuce. Mai întâi punem lumânarea. Hai că intră. Gata, proiectul nostru cu suportul de lumânare. Ce-ți place cel mai mult din proiectul ăsta? Cum arată. După cum am spus, puteți să-l atârnați sau pur și simplu tăiați forile. Puteți să lipiți nodurile de la gâtul borcanului și rămâne pur și simplu un suport de lumânare. Dacă nu vreți să-l atârnați. Dar mie mi se pare foarte interesant atârnat.